O victorie mare? Da. Da, pentru că indiferent de condițiile în care se disputa acest joc, sigur, cunoscând și eu situația echipei, eu consider că este o echipă care joacă fotbal, o echipă cu jucători valoroși, dar sigur că e greu în anumite momente și pentru tine ca jucător să depășești o situație care se perpetuează. Sigur, astea sunt problemele echipei gazdă, nu sunt problemele noastre. Să sperăm și noi să ne ajungem în aceeași situație. În rest, cred că a fost o victorie meritată, mai ales că am avut și un om în plus. S-a rupt echilibru acolo, în 40. Așa este. Pentru că e greu să joci în 10 oameni, mai ales când vrei să joci la victorie. E adevărat lucrul acesta. Vă temeți așa că o să mustăcească unii după victoria asta? Nu, pentru că n-am să-i las. Deocamdată e de-abia primul joc când jucăm apropiat de ceea ce mi-aș dori eu, pentru că, din păcate, la Brăila am pierdut, ne-am bătut singuri, să zic așa, pe două gafe. Ăsta e fotbalul. Important e să învățăm din greșeli, cum se spune, și, sigur, să învățăm și din asemenea momente, adică să nu fim prea euforici, pentru că urmează imediat în campionat un alt joc care, sigur, că are alte date și trebuie să fim, să încercăm să fim conectați, pentru că acasă mai ales trebuie să ne câștigăm punctele. Vă temeți de săptămâna asta cu foarte mulți kilometri? Și da, și nu. Pentru că, la urmă, sunt jucători, sau ar trebui să fie jucători profesioniști, să-și vadă de treabă și să... Eu zic că am făcut o perioadă de pregătire bună, am avut șansa să facem și în Antalya un turneu unde am avut meciuri, chiar dacă după aceea, în momentul în care ne-am întors, a fost datorită amânării campionatului, ținând cont de vremea care a fost la noi, ne-a cam dereglat puțin. Având o bază bună fizică, eu cred că suntem în stare să menținem ceea ce am câștigat. E, dar nu facem din asta un capăt de țară. Noi zicem că avem un lot echilibrat și dacă jocul va fi bun și ne va conduce până acolo încât să intrăm și noi în cărțile promovării, e clar că nu vom spune nu. Deocamdată e miercuri, știi cum e la noi. Dacă ne gândim prea departe, transmitem și jucătorilor și după aia trebuie ca ei surprize neplăcute. Ori noi, în momentul ăsta, numai de surprize neplăcute avem miercuri cu Galați. Vă mulțumesc!